Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Denis Pilafaie, bine ați venit la 40 de întrebări cu mine. Bună ziua, fată, am mare emoții că sunt aici cu tine, uite, tremur toată. Nu cred. Jur, ești idolul meu din adolescență, când cântam sexy, sexy, știu că mă vrei, toată noaptea te gândești la o femeie. Nu vrei să faci parte din trupa pe care o fac împreună cu Costioniță? Vreau! Vreau să fac! Deci jur că eu m-am făcut prezentatoare TV doar pentru că n-am putut să cânt. Urmează întrebarea! Vrei să mă auzi? Da. Da. Privește corpul meu, privește ochii mei și ai să vezi ce fiară se ascunde în ei. Urmează întrebarea. Ți-a plăcut? Cum te-ai simțit? M-am simțit foarte prost. Hai mă, fată, mă iei în trupă? Tu trebuie să nu umbli îmbrăcată. Am emoții și că sunt aici cu tine. Poate ai emoții pentru că eu cânt foarte, foarte bine. Ți-am cântat și înainte de emisiune la machiaj. M-am băut două pahare de alcool, n-am mai știut nimic de mine. Dar așa am reușit să filmez. Dar mi-ai zis că e ceai? Cred că da. Alte sfaturi să ajung mare cântăreață ai? Am pozat în bikini, așa este, mi-au scos bikini în Photoshop. Ah, ok, deci cum ar veni asta ar fi calea. Sau mă ajută dacă apar la tine într-un clip? Tu de ce nu vrei să joci și tu odată un rol în videoclipul meu în care să te sărut, că măcar aș face-o cu toată dragostea, aș simți treaba asta? Aoleo, nu știu, m-ai luat prea repede și nu-s pregătită să... Eu sunt... Nu am mai văzut multe persoane pentru care să fie virginitatea o virtute. Să păstrăm asta între noi, da? Poate că totuși o să pozez și eu într-o revistă mai nud, să mă lansez așa un pic în muzică, să stau așa într-o poziție mai... Nu o simțeam, nu simțeam acea poziție. Da, da mă, fată, dar cum să-l țin dacă nu prea vine pe la mine, fiind, știi tu, însurat? Trebuie să știi să-ți ții bărbatul aproape. Trebuie să știi cum să-l iubești. Să știi ce îi place, când îi place, cum îi place. Pe gușă? Numele e secret, normal. Haideți, lăsăm asta. Sexy, sexy, știu că mă vrei. Hai la mine la o cafea. La revedere.